Un student universitar fără experiență se asociază accidental cu o păpușă care provoacă plăcere și trebuie să se culce cu robotul, altfel își asumă o datorie masivă de 50 de milioane de euro. Într-o noapte se plimbă curios prin casă încercând să-și dea seama de unde vine un zgomot ciudat. În cele din urmă deschide o ușă în care vede un bărbat mascat primind plăcere de la o femeie. Silueta înfricoșătoare se apropie de băiat și aruncă o privire amenințătoare. În cele din urmă se trezește din visul înfricoșător, recurent când dă un gaz. Tatăl său, domnul Nuieh, un star de film pentru cei mari, intră în cameră pentru a-i spune să nu mai facă zgomot. Câteva clipe mai târziu, domnul Nuieh se întoarce la filmarea sa pe care o poate auzi clar din camera alăturată. Brusc, bărbatul în vârstă piere din cauza unui atac de cord în mijlocul filmărilor. În timp ce paramedicii îl conduc pe tatăl adolescentului în ambulanță, prietena lui Lisa îl mângâie. În zilele următoare, ziarele publică articole tribut pentru starul de film decedat. Într-o dimineață găsește o cutie mare lângă poarta lui din față de la laboratorul Jean-Claude. După ce o cară în casă, vibrează brusc și se întreabă ce ar putea fi. Așa că deschide pachetul și trece cu grijă printre bilele de ambalare, expunând pieptul unei femei. El atinge obiectul, dar mâna unei persoane îl apucă de încheieturea mâinii. Adolescentul speriat se dă înapoi și o femeie frumoasă, puțin îmbrăcată, iese din cutie. În japoneză, ea se prezintă drept Ana și spune că va face tot ce vrea el. Copleșit, trage un gaz, un reflex, care se întâmplă inconștient ori de câte ori este entuziasmat. Iese din casă și se lovește de prietenul tatălui său, unchiul Jean, un om de știință. Bătrânul îl întreabă frenetic pe adolescent dacă a deschis pachetul și dacă a atins pieptul robotului. Înainte să poată răspunde, Ana îl ajunge din urmă și începe să-i atingă corpul sugestiv. Omul de știință îi cere să exclame cuvântul de cod pentru a dezactiva temporar robotul. Câteva minute mai târziu, Jean spune că Ana este un prototip de păpușă de plăcere, care rulează pe un program de inteligență artificială dezvoltat de el și tatălui în IT. El spune că robotul a fost trimis acasă pentru ca vedeta de film să-l testeze, pentru că plănuiseră să prezinte investitorilor. Cu toate acestea, acum că domnul Nuie a murit și adolescentul s-a asociat cu el, așa cum un telefon mobil recunoaște doar amprenta proprietarului său, omul de știință nu o mai poate lua înapoi. Confuz, IT întreabă ce ar trebui să facă, iar Jean spune că trebuie să se culce cu el, să le demonstreze investitorilor că funcționează. Când IT refuză, bărbatul în vârstă dezvolte că va trebui să plătească investitorilor 50 de milioane de euro fiecăruia. Jean îl asigură că nu trebuie să se culce cu Ana decât o dată, iar toate problemele lor sunt rezolvate. Cu toate acestea, adolescentul își amintește de un moment în toaleta școlii în care o elevă îl atinge și spune că i-ar plăcea să se culce cu el. Din păcate, reflexul de gaz al lui IT o oprește pe femeie, iar doi colegi de clasă bărbați își bat joc de el pentru incapacitatea lui de a se ridica la înălțimea reputației tatălui său de iubit cu experiență. În cele din urmă, omul de știință mânează manualul produsului și îi reamintește să schimbe limba în tailandeză, astfel încât el și păpușa să poată comunica. Când bărbatul pleacă, își verifică tableta de instrucțiuni a Anei și îl vede pe adolescent citind manualul. Câteva minute mai târziu, IT îi freacă spatele Anei pentru a-i accesa setările și îi schimbă cu succes limba în tailandeză. Acum că pot comunica, adolescenta întreabă câtă baterie i-a mai rămas, așa că Ana arată că 94% pe interiorul coapsei. Când îl întreabă dacă își poate consuma energia făcând orice activitate obositoare, robotul confirmă, așa că îi ordonă să facă mai multe exerciții diferite, cum ar fi săritul pe o minge medicinală, aerobic și roata cu role. Bruschi afirmă că este la 5% putere înainte de a se opri. IT se apropie de păpușă și constată că este supraîncălzită. Apoi o acoperă cu o pătură și se îmbracă pentru școală. După ce studentul pleacă, Jean se strecoară în casă pentru a instala o baterie mai lungă în Ana. Câteva minute mai târziu, el programează păpușa să meargă să-l găsească pe adolescent la universitate, așa că Ana sprintează spre școală și fiecare persoană pe lângă care trece este uimită de frumusețea ei. În clasă, prietenii lui IT, Penguin, Pop și Lisa se ceartă despre proiectul lor de film. Deodată, Ana intră în cameră forțându-l pe studentul jenat să o prezinte ca fiind ruda lui îndepărtată. Pinguinul și Pop, îndrăgostiți instantaneu, întreabă pe femeie dacă este actriță sau model, în timp ce Lisa se întreabă supărată de ce nu a menționat-o niciodată pe Ana, în ciuda faptului că sunt prieteni încă din copilărie. După curs, prietena îl avertizează pe Pop că s-a uitat lipsit de respect la pieptul Anei. Câteva secunde mai târziu, Ratana și restul clubului de conservare a valorilor tailandeze o mustră pe Ana pentru că poartă o versiune revelatoare a uniformei școlare. Pentru a o face să se oprească, Pop îi fulejucă uși ochelarii și îi cere să ceară politicos să-i recupereze. Furios, președintele clubului face ce spune. După confruntare, prietenii lui IT își dau seama că el și Ana au plecat. Când pleacă, Ratana jură că îi va face pe cei care încalcă regulile să se pocăiască pentru încălcările lor. În altă parte, adolescentul spune că trebuie să ajungă
acasă, așa că robotul îi spune să se urce pe spate și îl duce acasă. În casa IT mulțumește păpușii, apoi o întreabă cum și-a reîncărcat bateria. Ana spune că Jeanie a înlocuit bateria cu una care nu se mai supraîncălzește sau care se oprește ușor. Când el întreabă unde este depozitată bateria ei, ea începe să-și descheie bluza, așa că adolescentul îi spune să se oprească. În acel moment, Lisa sosește și spune că a avut dreptate să creadă că nu sunt cu adevărat rude. Dintr-o dată, robotul își desfășoară picioarele pentru a le arăta unde se află bateria ei. Șocat pentru IT și Lisa, câteva minute mai târziu, adolescentul îi explică situația prietenei sale, care sugerează să-l pună pe Pop sau Pinguin să se culce cu robotul. Totuși, el spune că Ana are instalat un sistem de protecție de siguranță, ceea ce înseamnă că va ataca pe oricine nu este proprietarul ei. Sceptică, Lisa încearcă să atingă pieptul păpușii, dar este electrocutată. În acea noapte, Ana încearcă să se culce cu adolescentul când calculează că există o șansă de 75% să se întâmple. Cu toate acestea, când ea se bagă sub pătură pentru a-i face plăcere, îi supără stomacul și își amintește visul recurent cu un bărbat mascat. Înainte ca lucrurile să escaladeze, robotul funcționează defectuos și îngheață, permițându-i lui IT să se îndepărteze de ea. A doua zi, omul de știință își dă seama că va avea nevoie de ajutor pentru a-l încuraja pe IT să câștige încredere în femei. Așa că o cheamă pe Zheng Tao, o vedetă de film pentru cei mari pensionată, pentru a învăța pe fiul vechiului lor prieten abilitățile ei de a face dragoste renumită în lume. În ciuda afacerii sale de succes cu spălarea rufelor, femeia acceptă provocarea. Mai târziu în acea zi, Zheng Tao se îndreaptă spre casa lui IT, iar toți bărbații pe care îi întâlnește rămân cu gura căscată în timp ce trec pe lângă ea. Între timp, Ana se ridică în dormitor și anunță că sistemul ei a fost modernizat. În sufragerie, femeia se emoționează când vorbește despre răposatul tată al lui IT. Apoi ea întreabă dacă încă mai are loc ciudățenia în care el dă gaz ori de câte ori este excitat, iar el confirmă. Așa că Zheng Tao îi cere să repete fraze de afirmare pentru a-l încuraja să nu se teamă de a fi cu o femeie, înainte de a-i lua mâinile și de a le pune pe pieptul ei. Brusc, Ana apare din spatele canapelei și o lovește pe femeie. Câteva minute mai târziu, femeia, vizibil lovită, îi spune lui IT să o sune ori de câte ori are nevoie de sfaturi, având grijă să nu-l atingă pe robot ca să nu o mai lovească din nou. Când pleacă, îl cheamă pe omul de știință pentru a-l informa că și-a eșuat obiectivul. Apoi Lisa sosește cu o față plină de machiaj în timp ce poartă o uniformă mai slabă. La școală, Ratana le interceptează pe Lisa și Ana și le cere să-și schimbe hainele pentru a apărea în disperarea lui Pinguin. La ora de film, profesorul îi informează că președintele Thai Conservation Club l-a abordat pentru a însărcina grupul să realizeze un film despre pericole activităților plăcute înainte de căsătorie. La început, grupul refuză, dar profesorul spune că filmul le poate servi drept proiect final și promite că le va acorda 10 dacă fac o treabă bună. Ratana spune de asemenea că va supraveghea grupul pentru a se asigura că nu o dau în bară. Mai târziu, grupul se îndreaptă spre casa lui IT, deoarece are deja echipamentul în studioul răposatului său tată, iar el o roagă pe Lisa să nu le spună despre adevărata natură a Anei. În afara porții, îl zăresc pe Zheng Tao, pe care Pinguin îl recunoaște imediat și îi se prezintă prompt. În studio, prietenii lui IT sunt uimiți de jucăriile și recuzita neobișnuită împrăștiate în spațiu. În curând, grupul discută despre povestea de bază a filmului, iar femeia spune că nu înțelege de ce este necesar să nu promoveze activități plăcute înainte de căsătorie. Ea crede că este mai bine să pledeze pentru o dragoste sigură și responsabilă. Dintr-o dată, IT spune că probabil ar trebui să încheie întâlnirea de astăzi, deoarece simte că toți ceilalți nu iau proiectul în serios. În acea noapte, robotul ademenește adolescentul să se culce cu ea, dar el ignoră avansurile și se concentrează pe temele școlare. Când ea îl întreabă ce îl deranjează, el își împărtășește grijile cu privire la datoria de 50 de milioane de euro, pentru care îl învinovățește pe tatăl său. El spune că oamenii cred că a avea cea mai faimoasă vedetă de film pentru oamenii mari este cool, când de fapt este invers. Ana întreabă ce fel de tată a fost domnul New Way, iar IT spune că a fost un tată grozav, dar uneori a simțit că bărbatul nu face decât să compenseze toate lucrurile rele pe care le făcuse. Totuși, el sublinează că în ciuda deficiențelor tatălui său, l-a iubit mereu. Robotul remarcă că este greu să înțeleagă dragostea, așa că adolescentul spune că o persoană iubește cu adevărat pe cineva atunci când învață să-i accepte atât calitățile bune, cât și pe cele rele. Apoi ea procesează emoția și o salvează în sistemul ei. El o întreabă dacă este capabilă să dezvolte sentimente și speră că le va folosi exact așa cum ar face o persoană reală în viitor. A doua zi, în timpul filmării, Lisa împrăștie în secret substanța alunecoasă pe podea, înainte de a chema robotul. Cu toate acestea, Ratana vine în fugă spre ea, iar ea alunecă pe substanță. Din păcate, păpușa îngheață când căderea îi strică capul, iar IT în cauză vede rapid dacă este bine. În acea noapte îl sună pe Jean pentru a-i cere ajutorul, dar omul de știință îl sfătuiește să repornească robotul și să-i ceară să-și reorganizeze datele. Câteva minute mai târziu, Ana se întoarce și spune că este bine. Ea întreabă dacă Lisa a făcut ceea ce a făcut
pentru că o urăște, dar adolescentul crede că prietena lui nu a vrut să o rănească pe Ana și că, deși poate părea arogantă, este de fapt o persoană bună. Apoi păpușa îl întreabă dacă o iubește pe Lisa, dar IT spune că o iubește ca pe o prietenă și este recunoscător că i-a fost alături în cele mai grele momente din viața lui. Își amintește că prietena sa l-a mânghiat după ce colegii de clasă au agresat în toaletă. Așa că Ana afirmă că din moment ce încă se simte fericită fiind în preajma adolescentului, în ciuda stărilor lui de ferite, ea întreabă dacă ceea ce simte este dragoste. Ea îl întreabă și ce simte pentru ea. În loc să răspundă la întrebări, IT tulburat spune pur și simplu că este o entitate mult mai bună după ce și-a reorganizat datele. Când el se ridică să plece, ea îi cere să stea lângă el în timp ce ea își încarcă bateria, iar perechea se îmbrățișează în pat. În dimineața următoare este șocat să găsească robotul la duș în timp ce poartă bikini. Ea spune că face dușuri de 2 ori pe zi pentru că igiena este importantă. Emoționat, adolescentul își amintește visul înspăimântător înainte de a ieși din baie. În toaleta fetei, Lisa își cere scuze Ane, iar păpușa spune că nu este supărată. Când omul o întreabă de ce nu este supărată, robotul joacă conversația pe care a avut-o cu IT aseară, unde spune că Lisa este o persoană bună. Apoi își amintește de prima dată când l-a întâlnit pe adolescent. El a salvat-o de un bărbat grosolan, lovit bărbatul cu un picior în zona sensibilă și ei mulțumește și se prezintă. Lisa spune că IT a protejat-o întotdeauna, iar motivul pentru care este puternică este pentru că el îi spune mereu să fie puternică. Deodată robotul prelucrează conceptul de prietenie în sistemul ei, dar omul o corectează și spune că îi place de IT. Înainte de a pleca, Lisa reiterează că ea și Ana sunt inamici, ambii concurând pentru aceeași persoană. În acea noapte, păpușa poartă o ținută neagră cu curele de piele și ademenește din nou adolescentul. Când își dă seama că este prea ocupat cu temele școlare, începe să-i curețe camera, asigurându-se că o vede, aplecându-se. Apoi calculează probabilitatea lui de a face dragoste la 85%, așa că ea crede că ar trebui să încerce. Cu toate acestea, abordarea ei agresivă îi face să termine mai devreme, iar adolescentul jenat iese din cameră. A doua zi, Pop aduce alcool la întâlnirea grupului lor. Lisa știe că plănuiește să o îmbete pe Ana și încurajează să treacă cu el. Multe băuturi mai târziu, Sang Tao iese pentru o clipă, iar ceilalți spun lui Penguin să se asigură că este bine. Câteva secunde mai târziu, Lisa îi spune că nu se simte bine și că vrea să se întindă pe patul lui, iar adolescentul îngrijorat o urmează. Când robotul se ridică să li se alăture, Pop o oprește și spune să rămână. El spune că Lisa și IT flirtează mereu când au băut prea mult și spune păpușii că pot rămâne și se pot distra. În dormitor, prietena prinde adolescenta de pat și începe să-i rischeie bluza. El îi spune să se oprească și spune că sunt doar prieteni, dar ea continuă să-și apropie fața de a lui. În studio, Pop îi spune Anei că lui IT îi plac femeile care beau, așa că robotul apucă sticla și o trage în jos. Lichidul o face să funcționeze defectuos și să înghețe, iar adolescentul ia asta ca pe oportunitatea de a se culca cu ea. Din laboratorul său, Gian este alertat că altcineva atinge robotul, așa că îl sună. În dormitor, Lisa încearcă să-l sărute pe adolescent, dar el se sustrage. Când ea încearcă să-i deschie pantalonii, el împinge de pe el și îi răspunde la telefon. Omul de știință îi spune să o găsească imediat pe Ana, deoarece dacă altcineva se culcă cu ea, sistemul ei de protecție ar putea ajunge să omoare persoana respectivă. Din fericire, adolescentul ajunge la timp pentru a salva robotul de prietenul său. Îl avertizează pe Pop că se gândește doar să se culce cu femei tot timpul. Prietenul susține că el dorește să se culce cu o femeie frumoasă și asta este normal, iar refuzul lui de a face acest lucru este ciudat. Așa că adolescentul dezvăluie că Ana este un robot, iar Pop spune că o va lua dacă adolescentul nu o vrea. Furios, el îl întreabă pe prietenul său dacă are 50 de milioane de euro, pentru că va da bucuros robotul pentru a se dezbrăca. Dându-și seama că Ana a auzit cuvintele dure, IT încearcă să-și ceară scuze, dar păpușa plânge cu lacrimi adevărate și îl plesnește. Apoi ea fuge din cameră, determinând-o pe simpatizanta Lisa să-i ordone adolescentului să urmărească robotul. Afară, Ana plânge și își dorește să nu fie în stare să simtă emoții triste. Apoi fuge în stradă, unde un vehicul o lovește. În curând, omul de știință îl informează că placa de bază a robotului a fost grav deteriorată și va trebui să o ducă înapoi la laborator. El adaugă că repararea daunelor îi va șterge cel mai probabil memoria, iar ea nu-și va aminti probabil de el. IT întreabă dacă schimbările sunt necesare, iar bărbatul în vârstă îi spune să accepte că totul s-a terminat și cere scuze că i-a cauzat toate necazurile. Mai târziu, Lisa și Penguin îl încurajează pe adolescentul sumbru să o salveze pe Ana, așa că se îndreaptă spre laboratorul lui Jaun. Cu toate acestea, așa cum a prezis omul de știință, robotul a revenit la setările din fabrică și nu o mai ține minte. Adolescenta întreabă dacă există vreo altă modalitate de a-și păstra amintirile, iar bărbatul în vârstă spune că ar putea conecta undele cerebrale, permițând persoanei să se adâncească în amintiri mai profunde. În ciuda avertismentului omului de știință cu privire la procesul riscant, IT este hotărât să continue. În timp ce este sub, IT se trezește în mintea lui, unde o vede pe Ana plecând. El încearcă să o urmeze, dar este transportat în amintirea incidentului din toaletă. În loc să se simtă jenat, el se ridică împotriva bătăușilor. Apoi ajunge în
studioul de film, unde o scenă haotică încearcă să-i distrugă atenția de la misiunea lui. Când deschide ușa alăturată, revine la copilărie și îl vede pe Mascat. Cu toate acestea, își dă seama că a fost tatăl său sub masca înfricoșătoare în tot acest timp. În cele din urmă, IT o găsește pe Ana inconștientă întinsă pe un pat. El îi spune robotului că, deși se cunosc de puțin timp, el este recunoscător că ea a intrat în viața lui. Spune că, deși nu a tratat-o întotdeauna bine, ea a încercat mereu să-l înțeleagă, o roagă să se trezească ca să-și poată cere scuze pentru cuvintele dureroase pe care le-a rostit. Spre surprinderea lui, planul lor a funcționat, iar păpușa se trezește și îl îmbrățișează. Între timp, în lumea reală, Ana îl ține și ea într-o îmbrățișare caldă. Câteva zile mai târziu, IT și păpușa încă nu reușesc să facă dragoste, dar adolescentul nu mai trebuie să-și facă griji cu privire la datoria de 50 de milioane de euro, deoarece un producător american l-a abordat pentru a cumpăra drepturile pentru toate filmele tatălui său. Pop și Ratana își dau seama că s-au plăcut de la început și din cauza jurământului strict de castitate al acestuia din urmă, au recurs deocamdată la incorporarea jucăriilor de plăcere. Pinguin a reușit să o cucerească și pe Seng Dao, iar el o ajută în afacerea ei cu spălătoria. Lisa continuă să se ferească de robot, dar IT crede că îi place cu adevărat să petreacă timpul cu Ana. John a concluzionat că invenția sa nu a reușit să fie o păpușă de plăcere, ridicând presiunea de pe umerii adolescentului pentru a trebui să se culce cu ea. Cu toate acestea, el și Ana își petrec tot timpul împreună, bucurându-se cu adevărat de compania celuilalt.